Războiul sexelor a existat și va exista dintotdeauna, indiferent cum ne vom dezvolta, și asta este absolut normal. Singurul lucru care nu este normal în războiul sexelor, acum, în contemporanitatea noastră, este că femeile au început să lupte cu arme neconvenționale, atât de tot. Dacă și bărbații ar folosi armele neconvenționale împotriva lor, ar fi prăpăd. Dar, um, um, uite, analizând istoria noastră, istoria divinirii noastre, ca civilizație inclusiv, se întâmplă așa cumva că de-a de lungul istoriei și până în prezent, bărbații cumva nu-și prea pun mintea cu femeile. Că dacă și-ar pune mintea să lupte cu aceleași arme cu care luptă ele, ar fi chiar cu adevărat o Ei cumva înțeleg. Sau cumva nu-și pun mintea, să spunem așa. Sau nu într atât cât ar cere fiere sau cât cere situația. Ideea este că femeia de astăzi a ajuns să fie cumva, nu contează cum. Cumva, uite, așa s-au ajuns. De ce s-au ajuns așa, Dumnezeu știe. Dar asta e situația. O vedem cu toții, o știm cu toții și apare întrebarea. Dar de ce s-au ajuns aici? Și acum am căutat răspunsul la întrebarea asta. Adică cine e vinovatul cumva? De ce s-au ajuns în situația asta? Am căutat răspunsul la întrebarea asta într-o mulțime de feluri. Și știți? Sau am ajuns la un răspuns destul de clar care îl putem urmări prin tot ce se întâmplă, mass media, reclamă, orice altceva, propaganda care se întâmplă. Situația a ajuns aici că femeia nu mai este chiar femeie, ceva așa mixt, din cauza că bărbații nu au fost suficient de bărbați. Dar de ce nu au fost bărbații suficient de bărbați de-a lungul timpului așa? De la o anumită perioadă până în prezent. Pentru că mamele, la un moment dat, au încetat să crească bărbați. Au început să crească așa un fel de pseudo-băieței, pseudo-fetiță. Din cauza că băieții au început să ducă la grădiniță și să joacă în aceleași jocuri cu fetițele. Din cauza că băieților în grădinițele le se îi obligă cumva să aibă aproape că aceeași vestimentație ca fetițele. Sau invers. Fetițele au început să îmbrace uh, cam asemănător cu băieței. Și în cele din urmă am ajuns uh, aici.